Pe 22 februarie, la sediul Asociației Județene de Fotbal Giurgiu, cu începere de la ora 10, vor avea loc alegeri pentru desemnarea noului președinte al asociației. În cursa pentru șefia acestui for s-au înscris doi candidați. Este vorba despre doctorul inginer Titus Stoicescu și actualul președinte Viorel Leșanu. Este de naționalitate română domnul Stoicescu, are studii superioare, este absolvent al Facultății de Agronomie Universitatea București, este doctor inginer în agronomie, are cazierul juridic imaculat, curat, a fost președinte de club la o divizionară B, Rapid Braniștea se numea, în perioada 1986-1996. De mic joacă fotbal, a fost legitimat la copii și juniori la Dinamo. În fața presei, staful candidatului Stoicescu a lansat oficial participarea acestuia la alegeri, însă candidatul nu a fost prezent la acest eveniment. Deși inițial era așteptat, a anunțat că nu va putea veni din motive personale. Dânsul cere scuze în fața dumneavoastră că n-a putut să ajungă datorită unor probleme grave de familie. Ne-am mandatat pe noi să-l susținem în conferința asta de presă, să spunem tot ce are dânsul de spus. V-am pus la dispoziție și programul dânsului și invitațiile noastre. Am pus la dispoziția presei tot ce am putut să punem ca să vă convingem că la Giurgiu trebuie o schimbare în fotbal. În cadrul conferinței de presă a fost prezentat programul și obiectivele doctorului inginer Stoicescu, care și-a propus în situația în care va câștiga șefia asociației să facă o serie de schimbări în ceea ce privește situația sportului giurgiuvean.